Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent lună soare în Gemeni. Patru de monede, pajul de monede, deavolul și steaua. Șapte de cupe și șapte de monede. Foarte frumos! Să nu vă sperie deavolul. Deavolul este, de fapt, aici un fel de Rahu. Deci, cei care sunteți asociați cu sectorul informatic, IT, să știți că veți obține rezultate extraordinar de bune. Plus, aici este un transfer. Și e o ofertă de muncă în străinătate. Pajul acesta de monede poate fi un contract nou, un contract de afaceri, ceva care vi se propune. Aici este succesul vostru pe care l-ați dorit întotdeauna la muncă și acum vine. Deci, eu aici văd un progres extraordinar. În primul rând, steaua este cartea vărsătorului și are de-a face cu o oportunitate imensă. Sunteți ca și cum cineva a privit din umbră cum lucrați voi. Aici vine aprecierea, de fapt. De ce există un blocaj? Patru de monede. Nouă de cupe. De fapt, nu este un blocaj, este o întârziere. Și pentru a-ți realiza dorințele, să nu împrumuți bani, mai ales când aveți patru de monede cu nouă de cupe. Dorința este mare, dar banii nu sunt și nu puteți plăti pentru moment. Pajul de monede. Wow! Deci cine are de-a face cu munca online va avea o bunăstare financiară foarte bună. Șapte de spade este ceea ce nu se vede, este ascuns. Sunt beneficiile financiare ascunse din casa 8-a. Nu se văd, pur și simplu. Pajul de cupe este un talent, dar cu șaptele acela de spade. Eu spun să nu vă pierdeți timpul în lucrări inutile sau uneori nu lăsa lenea să te domine. Pentru că mai există și partea negativă. Și întotdeauna să nu aveți diferențe cu cei din jur. De ce cei din jur și mai ales din familie? Pentru că aveți pajul de cupe. Ce vrea să-mi spună șapte de spade? Patru de cupe și regele de cupe. Mare atenție la cineva care vă propune ceva, dar nu e, dar este fals. Este pur și simplu, puteți să prindeți imediat legătura, logica voastră, sunteți inteligenți dacă cineva încearcă să vă înșele pe temă de carieră, de bani. Diavolul. 10 de cupe și magicianul.
Magicianul cu 10 de cupe. Atunci când aveți de realizat ceva, și mai ales financiar, ceva la care poate v-ați chinuit de zile întregi, luni întregi, săptămâna aceasta veți rezolva probleme pe care nu le-ați rezolvat în luni întregi. Pentru că vă folosiți de inteligența voastră. Nu uitați, Rahu este o inteligență. Diavolul. Steaua. Pajul de bâte și finanțe. 3 de cupe. Cu siguranță aveți un succes financiar aici și obțineți noi contracte în afaceri. Este ceva total nou aici. Și am senzația că într-adevăr veți primi o ofertă de muncă în străinătate sau poate chiar vă gândiți la așa ceva. Să vedem aici ce avem pentru voi. Unde este... Decizi, arhanghelul Jobiel. E un fel de a vă spune să dați la o parte tot ce te ține pe loc. E ca o detoxifiere, să zicem. A fost prima carte aici. Dați la o parte toate grijile care nu și-au loc în mintea voastră. Aveți încredere în voi pentru că cu siguranță veți câștiga. În orice vă propuneți. Sfatul. Patru de iarnă. Nu lua decizia acum, le poți lua după. Dar voi aveți nevoie, într-adevăr, de o vacanță, de odihnă. Vedeți voi, diavolul este în același moment și cartea Capricornului. Și atunci când voi aveți determinat un plan, când aveți determinat ceva la muncă, munciți non-stop, fără pauză. Ceea ce duce la extenuare. Terminați ceea ce aveți de făcut, dar vă extenuați. Ce ar trebui să faceți? Roata. Toate întârzierile au ieșit la suprafață, cum ar veni, s-au diminuat, nu mai există. Aici sunt schimbări mari. În a avea noroc. Și poate unii dintre voi chiar faceți o călătorie sau vă cumpărați o mașină nouă. Numai bine, la revedere!